În căutarea lui Nemo. La marginea Marii Bariere de Coral din Australia, pui de pește clovn se pregăteau să iasă din nou. Mama și tatăl priveau mândri la igrele lor ascunse într-o peșteră confortabilă. "Trebuie să-i dăm fiecăruia un nume," îi spuse Coral soțului ei, Marlin. "Mie îmi place numele Nemo." Deveniră melancolici, gândindu-se la primele lor zile trăite împreună. Marlin o tachina jucăuș pe Coral, urmărind-o prin căsuța lor de anemone. Deodată apăru o baracudă. Marlin sări să o apere pe Coral, dar baracuda îl lovi cu coada, aruncându-l în adâncuri. Marlin se trezi într-o liniște ciudată. Când ajunse la peșteră, găsi numai un om micuț, rănit, dar încă viu. Era tot ce mai rămăsese din familia lui. "Gata, gata, tati e aici," spuse el blând, legănând ouțul. "Îți promit că de azi înainte nu o să ți se mai întâmple niciodată ceva rău. Nemo, Nemo." Din acel moment, Marlin îl păzi ca lumina ochilor pe fiul său, mai ales pentru că Nemo se născuse cu o aripioară norocoasă. Era mai mică decât cealaltă, fapt care îi încetinea puțin în notul. Când veni vremea să meargă la școală, Marlin nu voi să-l lase. Îi era teamă că i s-ar putea întâmpla ceva. "Prima zi de școală, trezește-te!" țipă Nemo, plescăind radios cu coada în jurul tatălui său. "Chiar vrei să mergi la școală anul acesta?" îl întrebă Marlin. "Pentru că nu e nicio grabă, mai putem aștepta 5 sau 6 ani." Nemo îl convinse că era mai mult decât pregătit să înceapă școala. Pe când înnotau, Nemo se interesa de tot ce vedea în jur. "Oare câți ani trăiesc broaștele țestoase marine?" întrebă el. "Nu știu," răspunse Marlin, "dar dacă dau ochii cu vreuna, o să o întreb." În curtea școlii, Nemo și ceilalți copii urcară pe spatele profesorului lor, un calcan pe nume Domnul Tentacul. În timp ce copiii se îndepărtau, Marlin zâmbi îmbărbătându-se. Apoi află că se îndreptau spre prăpastie, exact aceeași stângă unde fuseseră atacate Coral și ouăle. Ajunși la prăpastie, Nemo și noii lui prieteni, Ted, peștele fluture, Sheldon, căluțul de mare și Pearl, caracatița, plecară să se uite la o barcă ancorată deasupra lor. În scurt timp, prietenii se îndemnau între ei cine poate să înoate ca să o atingă. "Hai, Nemo, cât de departe poți să ajungi?" îl tachina Ted. Dar Nemo nu voia să înoate prea departe. Tocmai atunci ajunse acolo și Marlin. Crezu că Nemo se pregătea să înoate până la barcă. "Crezi că poți face asta, dar încă nu ești în stare," îl dojeni tatăl. "N-ai dreptate," murmură Nemo. Domnul Tentacul apăru însoțit de restul clasei, iar Marlin se întoarse ca să-i vorbească. Atunci Nemo și încercă norocul, înotă către barcă și o atinse sfidător cu aripioara norocoasă. Nu-i plăcea deloc că tatăl său îl credea prea mic sau prea slab ca să facă ceva de unul singur. Deodată, colegii de clasă ai lui Nemo începură să țipe într-un glas. "Înoată, Nemo, înoată, nu te uita înapoi, înoată cât mai repede!" Marlin își întoarse privirea către barcă, văzu îngrozit cum un scafandru se ivi în spatele fiului său. Nemo se uită înapoi și își văzu dintr-o dată chipul reflectat în masca enormă a scafandrului. "Tati, ajutor!" țipă el. "Vin, Nemo!" strigă Marlin. Dar înainte ca el să pornească de pe recif, apăru un alt scafandru care îi bară drumul. În timp ce Marlin încerca să scape de el, primul scafandru îl prinse pe Nemo într-un minciog. Scafandru care se pomenise în calea lui Marlin scoase un aparat de fotografiat. Blițul îl orbi pe Marlin și înainte ca el să poată vedea din nou, scafandrii împreună cu Nemo ajunseră aproape de suprafață. Marlin înotă din răsputeri după scafandrii, dar nu putu să-i ajungă. Privi neajutorat cum oamenii ieșiră din apă și urcară într-o barcă cu motor. Barca porni iute din loc, iar valurile formate de ilice îl aruncară departe în urmă pe Marlin. În timp ce barca se îndepărta vertiginos, din ea căzu o mască de scafandru. "Nemo!" murmură Marlin înotând la suprafață. Se avântă în sus și privi în zare. Barca dispăruse. Prima zi de școală fusese cu ghinion pentru bietul Nemo. Marlin trebuia să-l găsească pe Nemo, așa că înotă repede către un pasaj submarin aglomerat. Începu să întrebe acolo pe toți cei întâlniți în cale dacă văzuse cineva o barcă. Dory, o peștoaică din familia Regal Albastru, îi spuse că ea o văzuse. "Hai cu mine," zise ea. dar Marlin nu știa că Dory avea o problemă. Nu putea ține minte nimic mai mult de câteva minute. Când îl văzu pe Marlin urmând-o, îi sări țandăra. "De ce te ții scai de mine?" Încurcat, Marlin îi spuse, "Dar mi-ai promis că mi-arăți în ce parte a luat-o barca." Marlin tocmai se pregătea să renunțe la ajutorul lui Dory și să plece, dar când se întoarse, se trezi înaintea lui cu un rechin alb uriaș pe nume Bruce. Rechinul îl prinse cu aripioarele pe Marlin și pe Dory, insistând ca ei să-l însoțească la o mică petrecere a rechinilor. În scurt timp, ajunseră la un submarin naufragiat și dă dură de prietenii acestuia, Ancoră și Mângăciosul. Aveau o întrunire a rechinilor care doreau să devină vegetarieni. Nu voiau să-i mănânce pe Marlin și pe Dory, ci doar să se împrietenească cu ei. Pe când Marlin se uita prin hubloul submarinului, văzu o mască de scafandru. Era chiar masca pierdută de scafandrul care îl răpise pe Nemo. Marlin și Dory înnotară repede și o luară. Marlin observă niște inscripții pe mască. "Ce sunt acestea?" întrebă el. "Nu cunosc literele." Credea însă că din acele inscripții ar putea afla locul în care îl duseseră scafandrii pe Nemo. Dory voi să afle dacă rechinii știau să citească, dar Marlin insistă să plece cât nu-i târziu. În timp ce Marlin și Dory trăgeau masca de la unul la altul, elasticul ei se rupse și o lovi pe Dory drept în față. Apără o picătură mică de sânge, pe care însă Bruce o găsi irezistibilă. "Numai o gură," o imploră el privind-o cu lăcomie. Ancoră și Mângăciosul încercară să-l oprească. Bruce însă se luă din urma lui Marlin și a lui Dory. În timpul urmăririi, Dory își aminti că știa să citească, dar inscripțiile de pe mască mai aveau de așteptat. Ea și Marlin trebuiau mai întâi să scape de rechin. Reușiră să bage una dintre torpilele submarinului în gura lui Bruce. Din nefericire, acesta o scuipă, trimițând-o direct în minele care pluteau în jur. Exploziile care urmară zguduiră întreg oceanul. Între timp, o mână uriașă l-aruncă pe Nemo în niște ape necunoscute. În timp ce înnota, Nemo se izbea de pereți invizibili. Auzi parcă pe cineva șoptind în spatele lui, dar nu era nimeni. Acesta nu era oceanul. Deodată, câțiva pești ciudați apărură înotând fără grabă de după niște plante făcute din plastic. Balonaș, piersică, Jacques, umflatul, dep și bolborositul se prezentară ei. După atâta amar de vreme de când se aflau în acvariul unui dentist, erau încântați să-l cunoască pe Nemo, un pește din ocean. Uitându-se cu atenție la dentist, Nemo îl recunoscu pe scafandrul care îl capturase. Acesta tocmai trata un pacient. Ce loc înfiorător! Nu după mult timp apăru pelicanul Nigel, care își lipi capul de fereastră. Era prieten cu gașca din acvariu și venea des să-i viziteze. Când dentistul îl dădu afară, Nigel atinse neîndemânatic fotografia înrămată a unei fetițe și aceasta căzu. Doctorul Sherman ridică fotografia și se întoarse către Nemo. "Aceasta este Darla. Salut-o pe noua ta mămică," spuse el. "Săptămâna aceasta va împlini 8 ani, iar tu vei fi cadoul meu pentru ea." Ceilalți pești îi spuseseră lui Nemo că Darla mai primise și anul trecut un pește și se cutremurară de groază. "Nu vreau să merg la fetișcana aceea, trebuie să mă întorc la tatăl meu," strigă Nemo disperat. Se dădu întărât și fu tras din filtrul acvariului. Pe când ceilalți pești îi săriră în ajutor, Nemo auzi o voce spunând: "Să nu-l atingă nimeni!" Era Gil, căpetenia acvariului. Gil îl învăță pe Nemo cum să se elibereze, dar Nemo îi răspunse: "Nu pot, am o aripioară mai mică." "Mie nu mi-a încurcat niciodată," spuse Gil, întorcându-se ca să-i arate lui Nemo aripioara sa ciuntită. Gil îl îmbărbătă pe Nemo, așa că el reuși să se elibereze singur. Din acel moment, Nemo simți că între el și noul său prieten se stabilește o legătură specială. În acea noapte, Jacques îl trezi pe Nemo și îl conduse în vârful vulcanului fals, unde l-așteptau ceilalți pești. Umflatul îi spuse lui Nemo că ar putea face parte din gașca lor. "Dacă vei putea înnota prin inelul de foc," îl provocă acesta cu o voce voit gravă. Suna înfricoșător, dar Inelul de foc era în realitate un perete de bule prin care Nemo trecu fără frică. Gil îi spuse: din acest moment te vei numi momeală de rechin. Apoi Gil îi povesti despre planul lui bine pus la cale de a scăpa din acvariu. Mai întâi trebuiau să strice filtrul. Dentistul va fi nevoit să scoată peștii și să-i pună în pungi de plastic pentru a curăța acvariul. Atunci urmau să se rostogolească pe fereastră către libertate. Planul se baza în întregime pe Nemo pentru că era peștele cel mai mic, deci putea să se strecoare în filtru și să-l strice cu o pietricică. Așadar, momeală de rechin, spuse Gil. Ce zici? Lui Nemo era frică, dar știa că Gil se bizuia pe el. Pe deasupra, voia să-și demonstreze curajul. Poți conta pe mine, răspunse el într-un târziu. Între timp, departe, în adâncurile oceanului, Marlin și Dory își veneau în fire după explozia torpilei. Submarinul fusese aruncat într-un canal și fiindcă o nenorocire nu vine niciodată singură, Dory scăpase din greșeală masca înăuntru. Pe când înnotau după mască în adâncuri, se ivi o sferă strălucitoare. Era un pește hidos înfometat care începu să-i urmărească. Curând, lumina sferei căzu peste mască. Marlin își făcă masca și o ținu nemișcată, în timp ce Dory citi: Pi, Sherman, strada, Oltabi, numărul 42, Sydney. În acel moment, groaznicul pește se aruncă asupra lor. Marlin îl opri folosindu-se de mască. Acum știau unde putea fi Nemo. În timp ce se ridicau la suprafață, Marlin îi spuse lui Dory că a hotărât să meargă singur la Sydney. Necăjită, aceasta a început să plângă. Un banc de pești lună se apropie în grabă de ei ca să afle dacă nu cumva au nevoie de ajutor. Dory îi întrebă dacă știu cum se ajunge la Sydney și aceștia o călăuziră bucuroși. Tot ce trebuie să faci este să urmezi curentul australian de est, care te va purta chiar pe lângă Sydney, îi spuseră peștii lună. Mulțumit că Dory reușise să află direcția, Marlin îi permise să-l însoțească. În ultimul moment, un pește lună o opri pe Dory ca să-i mai dea un sfat. Când ajungi la curentul oceanic, înnoată prin el și nu pe deasupra, o avertiză acesta. După ce Marlin și Dory ajunseră la acesta, Dory îi spuse că trebuie să înnoate prin el, dar nu-și amintea de ce. Marlin se împotrivi, gândindu-se că dacă înnoată pe deasupra curentului, vor fi mai în siguranță. Greșea însă. Deasupra curentului fură înconjurați de o mulțime de meduze înțepătoare. Lui Marlin îi veni o idee salvatoare. Unica soluție este să sărim cât mai repede peste meduzele astea, spuse el disperat, dar să știi că n-ai voie să le atingi tentaculele, altfel o vei păți. După ce sări în cealaltă parte a curentului, Marlin se întoarse și o văzu pe Dory prinsă în tentaculele unei meduze. O salvă, dar nu înainte de a fi și el rău înțepat. În cabinetul dentistului, peștii văzură că doctorul Sherman ieșise. Astfel începu prima fază a planului. Nemo, îndrumat de Gil, înnotă spre filtru și vârâ o pietricică în tub ca să-l strice, dar pietricica alunecă și Nemo fu atras de curentul făcut de ventilator către lamele sale ucigașe. Peștii luară repede o plantă din plastic și o împinseră prin deschizătura îngustă până când Nemo se putu prinde de ea. Îl traseră afară chiar înainte ca Nemo să nimerească între lamele ventilatorului. Planul de salvare ieșuase. Și, mai rău, Gil își dădu seama că pusese în pericol viața micuțului Nemo. Între timp, câteva broaște țestoase îi salvară pe Marlin și pe Dory după întâlnirea cu meduzele. Marlin se trezi pe spatele lui Zgomot, o țestoasă surfer. Ați legat prietenie cu meduzele, bravo!" exclamă țestoasa. Era impresionată de curajul lui Marlin. Mai jos, Dory se juca de vați ascunselea cu câțiva pui de țestoase, printre care era și înfumuratul, fiul lui Zgomot. Marlin fu surprins să-l vadă pe Zgomot, încurajându-și fiul să se expună riscurilor. Acesta credea că numai așa fiul său va învăța lecțiile de care ar putea avea nevoie în viață. Privindu-i, Marlin se întrebă dacă nu cumva lucrotea peste măsură pe Nemo. Puțin mai târziu, Marlin le povesti puilor de țestoasă despre răpirea lui Nemo și despre lunga și periculoasa sa călătorie pentru a-și recupera fiul. În scurt timp, povestea fu auzită de țestoase, de delfini, de pescăruși și de Nigel. Nigel zbură înapoi în cabinetul dentistului și spuse lui Nemo tot ce auzise. Tatăl tău a răscolit tot oceanul ca să te găsească, îi spuse el. Tatăl meu? Întrebă micul pește clov. Ești sigur? Nigel dădu afirmativ din cap. Și se aude că se îndreaptă către Sydney. Lui Nemo îi se tăie respirația. Înnotă către filtru. Însuflețit de curajul tatălui său, Nemo intră în tub și blocă lamele ventilatorului cu o pietricică. Momeală de rechin! Ai reușit!" strigă Gil în timp ce Nemo ieși nevătămat din tub. Mai rămâneau 2 zile până la sosirea Darlei. Oare o să se murdărească acvariul până atunci? Gil, Nemo și ceilalți pești vor trebui să facă pentru asta tot ce le stă în putere. În ocean, Marlin și Dory își lua radio de la țestoase. Marlin strigă: Zgomot, câți ani ai? De-abia aștepta să-i povestească lui Nemo despre țestoase. Marlin și Dory înotară fără oprire până se rătăciră în apele întunecate. Dory încercă să întrebe o balenă albastră dacă știe drumul. Când aceasta nu-i răspunse, a zis: Poate că nu vorbește decât limba balenelor. Trebuie să-l găsim pe fiul lui. Ne ajut să găsim drumul. Dar, pe neprins de veste, ea și Marlin fură înghițiți de balenă. Aflați în gura ei imensă, Dory se întrebă dacă nu cumva spusese ceva greșit. În cabinetul dentistului, gașca din acvariu se bucura nespus. Cu filtrul stricat, apa era acum de un verde murdar, ca de măl. Dentistul își trecu degetul de-a lungul sticlei. "Căh!" spuse el cu dezgust și se hotărâ îndată să curețe acvariul înainte de sosirea Darlei. "Ești gata să-l vezi pe tatăl tău, băiete?" îl întrebă Gil pe Nemo. Acesta doar atâta aștepta. În apropiere de portul Sydney, balena care îi ținea captiv pe Marlin și pe Dory ieși la suprafață și îi eliberă cu un jet puternic de apă. Am reușit!" strigă bucuros Marlin în timp ce lunecau din vârful lui. Toată noaptea căutară zadarnic barca ce-l luase pe Nemo. Deodată, un pelican înfometat îi zări și se năpustea asupra lor prinzându-i în cioc. Nigel, așezat în apropiere, urmări pelicanul și se repezi deasupra lui. Îl bătu pe spate și el îi scăpă pe Marlin și pe Dory din cioc. Trebuie să-mi găsesc fiul, șopti Marlin disperat. În acea dimineață, peștii din acvariu se treziră și, ce să vadă, acvariul fusese deja curățat. Cine o făcuse? Un filtru nou-nouț de ultimă generație, AquaScam 2003. Cred că stăpânul l-a instalat noaptea trecută, în timp ce noi dormeam, își dădu Gil cu părerea. Planul de salvare a eșuat, strigă umflatul. Ce vrei să spui cu asta? Întrebă Nemo. Dar ce ne facem cu... Tocmai atunci, ușa cabinetului se deschise. Era un pacient sau... Darla? Între timp, pe punte, Nigel îl zări pe Marlin. El este peștele care a scutucit tot oceanul în căutarea fiului său, exclama acesta. Deja se adunase un căr de pescăruși înfometați care strigau, "Ia-l meu, ia-l meu, ia-l meu!" Dacă vrei să trăiești, sari în pliscul meu, te voi duce la fiul tău, șopti Nigel. Pescărușii se apropiară, așa că acesta îi sorbi în plisc cu tot cu apă pe Marlin și pe Dory și-și luă zborul. Cârdul îl urmări pe Nigel prin port, dar el se îndreptă direct către o barcă cu pânze, reușind să treacă prin spațiul mic dintre catarg și velă. Cârdul de pescăruși se lovi de velă și înțepenia acolo, cu ciocurile înfipte în pânze. În timp ce perechea salvată de Nigel se îndrepta către cabinetul dentistului, doctorul Sherman băgă un mincioc mic în acvariu, prinzându-l pe Nemo. "Înnoată la fund!" îi strigă Gil. Restul găștii din acvariu înnotă în urma minciocului în care era prins Nemo, încercând să-l îndepărteze cât mai mult de dentist. Cu o mișcare abilă, doctorul Sherman îl prinse pe Nemo și îl băgă într-o pungă de plastic, apoi așeză punga lângă acvariu. "Rostogolește-te, băiete, rostogolește-te!" strigară peștii. Nemo nota neputincios înainte și înapoi, dar dentistul observă că punga era pe cale să cadă și o mută într-un alt acvariu. Nemo și prietenii săi erau în culmea disperării. Darla trebuia să apară din minut în minut. Curând, Darla intră în fugă în cameră. "Peștișor, peștișor, peștișor!" strigă ea. Doctorul Sherman luă punga. Nemo stătea întins în ea la suprafața apei cu burta în sus, prefăcându-se mort. Toată lumea din acvariu se bucură. Dacă dentistul l-ar arunca pe Nemo la toaletă, ar călători printre țevi spre libertate. Dar bucuria le fu de scurtă durată, când îl văzură pe acesta îndreptându-se spre coșul de gunoi. Tocmai atunci, Nigel ateriză pe pervazul ferestrei deschise și pătrunse înăuntru. Dentistul scăpă punga cu Nemo pe un obiect ascuțit. Punga se sparse și apa începu să curgă. Văzând-o pe Darla, Nemo o făcu din nou pe mortul. Din nefericire, exact atunci Marlin privi din pliscul lui Nigel și îl văzu pe Nemo plutind cu burta în sus. Își închipui ce era mai rău. Doctorul Sherman îl împinse pe Nigel afară și închise fereastra. "Peștișorule!" țipă Darla. Ridică punga cu Nemo și o scutură. Gaura se mări și apa a început să curgă tot mai tare. Gașca din acvariu vedea că Nemo este la ananghie și că trebuie să-i vină în ajutor. Peștii îl lansară pe Gil din gura vulcanului, direct pe capul Darlei. Tactica lor nu dădu greș. Aceasta țipă și dădu drumul pungii. Nemo căzu și ateriză pe tăvița dentistului. Gil sări de pe capul Darlei și căzu lângă Nemo. "Transmite-i salutări tatălui tău," spuse el. Apoi lovi cu coada oglinda și Nemo lunecă din mâinile Darlei direct în chiuvetă, evadând prin țeava de scurgere. Deja în port, Nigel îi aruncă pe Dory și pe Marlin înapoi în mare. Marlin era disperat. Credea că fiul lui murise. Îi mulțumi lui Dory, spunându-i că de acum înainte fiecare trebuie să-și urmeze drumul. Dory era de asemenea în culmea disperării. Marlin și Nemo deveniseră familie ei și nu voia să rămână din nou singură. "Îmi pare rău," spuse Marlin, "dar vreau să uit totul." Nemo însă nu murise. Înnota prin apele agitate ale stației de epurare a apei. Când într-un târziu își scoase capul la suprafață, dădu peste doi crabi înfometați, Buzz și Bernie. Nemo se îndepărtă repede ca să nu nimerească în cleștii lor ascuțiți și nu-l văzu pe tatăl său, care tocmai trecea pe alături. Scăpând de crabi, Nemo notă înapoi spre port în căutarea tatălui său. O găsea acolo pe Dory. Uită că aceasta nu mai ținea minte că îl căutase pe Nemo prin tot oceanul. Când văzu însă inscripția stația de epurare a apei din Sydney, își aminti toată povestea. Trebuia să-l ducă pe Nemo la tatălui. Îl conduse iute în direcția în care plecase Marlin. Dory rugă pe Buzz și pe Bernie să-i ajute. Aceștia catadixiră să-i răspundă doar după ce Dory îi amenință că îi transformă în mâncare pentru pescăruși. "Se îndrepta către zonele de pescuit," scrâșniră ei. Dory și Nemo îl găsiră pe Marlin exact în locul indicat de crabi. Dar bucuria lor nu dură mult. O plasă uriașă căzu peste Dory și peste un banc de peștișori. Nemo se pricepu îndată cum se pot salva. Peștii trebuie să înnoate spre fundul plasei și ea se va rupe sub greutatea lor. "Nemo, scapă de acolo!" strigă Marlin în timp ce unicul său fiu înnota în interiorul plasei. "Nu vreau să te pierd din nou!" "Tată, pot să scap de aici," spuse hotărât Nemo. Marlin tăcu o clipă. "Știu că poți," spuse el. "Înnotați spre fundul plasei," strigă Nemo, coborând și mai adânc. Nu trecu mult timp și prin forța unită a peștilor, plasa fu ruptă. Dar unde dispăruse oare Nemo? Marlin și Dory îl găsiră sub plasa grea. Marlin se liniști când acesta deschise ochii. "Tată, îmi pare rău," spuse Nemo. "Să știi că am aflat că trăiesc țestoasele," răspunse Marlin cu un zâmbet. "Unele, fiule, trăiesc și câte 150 de ani." Câteva săptămâni mai târziu, Marlin și Nemo se grăbeau la școală. În timp ce Nemo se juca împreună cu prietenii lui, Marlin glumea cu alți părinți. Deodată, alături de Dory, apărură Bruce și alți rechini. Toți rămaseră cu gurile căscate când uriașii monștri îl salutară cu respect pe Marlin. Nu le venea să creadă că Marlin nu se teme de ei. La scurt timp, clasa îl salută pe domnul Tentacul și plecară cu toții la lecții. "Stați puțin, am uitat ceva," spuse Nemo. Micul peșteclov înotă înapoi către tatăl său și îl îmbrățișă. "Te iubesc, tati," spuse Nemo. "Și eu te iubesc, fiule," răspunse Marlin. Între timp, în portul Sydney, gașca din acvariu făcu ce făcu și reuși să scape. Defectase filtrul AquaScam 2003, obligându-l astfel pe doctorul Sherman să curețe rezervorul și să-i mute din acvariu. Acum mai rămânea doar o singură problemă. Cum să iasă din pungile alea stupide?